Atât pe conturile Ana Mariei Prodan, cât și pe conturile copiilor ei, au venit mai multe informații care sunt de fapt dovada că Laurențiu Reghecamp se iubea cu Corina Caciuc de mai mult timp, când nimeni nu ar fi bănuit o astfel de relație. Impresara a primit mai multe imagini cu încă soțul ei, Laurențiu, și amanta lui Corina Caciuc atunci când amândoi erau plecați în vacanță, crezând că nimeni nu-i vede pe meleaguri străine. Într-un mesaj către Prodan, persoana i-a scris: "Bună seara, în noiembrie anul trecut am văzut-o pe domnișoara respectivă la Nikki Beach, în Dubai, cu o gașcă de băieți, printre care și soțul dumneavoastră." Aceste imagini controversate au venit la Ana Maria Prodan de la mai mulți români care se distrau și ei tot la Nikki Beach în Dubai. Aceștia i-au povestit Ana Mariei Prodan că la un moment dat Laurențiu și-a dat seama că și ei sunt români, că vorbesc limba noastră și s-a speriat puțin, motiv pentru care și-a schimbat locul și i-a spus amantei sale Corina Caciuc să stea mai departe. Ana Maria Prodan susține că cei doi s-au distrat pe banii familiei ei, pe banii copiilor lor, însă nu de o lună sau de un an, ci de o perioadă mai lungă de timp. În plus, Prodan a dezvăluit că a primit și imagini în care Laurențiu se distra alături de alte amante. Sunt mută, sunt fără cuvinte. Acum înțeleg și de ce a fost dat afară din golf, acum înțeleg absolut tot ce s-a întâmplat. Eu credeam că se plângea că este dat afară de la Al Wakda FC, de la Al Wal FC, plecat la Sheikh în ghilimele, să discute la ferme din Dubai cu sheikhii care au propuneri. El n-avea nicio propunere, decât de la amante să le plimbe și să cheltuie banii familiei pe la Nikki Beach și pe la celelalte restaurante din Dubai, pe banii de pe cartea mea de credit. Cam cu asta se ocupa domnul Reghecamp în ultimii ani. Sunt uluită pentru că am început să primesc în fiecare zi fotografii care mai de care mai de ochiate și mai cumplite cu soțul meu în niște situații oribile. Habar nu am dacă va intra vreodată în Dubai, pentru că deja toată lumea știe ce a putut să facă cu demnitatea familiei mele, a spus Ana Maria Prodan. El nu a putut să stea niciodată în lumea noastră, în lumea demnă și în lumea frumoasă. El s-a simțit foarte bine într-o lume în care copiii mei nu au ce să caute niciodată, iar amantele lui Reghecamp sau actuala lui amantă cred că ar trebui să stea acolo, în casă, și să nu mai iasă nicăieri și să se gândească cum poate să facă cu Reghecamp și să dea înapoi tot ce au sustras liniștiți în speranța că nimeni nu va afla niciodată, nici eu, nici copiii mei, a spus Ana Maria. Ana Maria Prodan a mai adăugat că soțul ei i-a trimis toate mesajele pe care le primea de la amanta lui, de la Corina Caciuc, doar pentru a-l ierta, spunând că tânăra nu este decât o femeie ieftină pe care a întâlnit-o atât el cât și prietenii lui și este jenant pentru el ca bărbat. Și fetele Ana Mariei Prodan s-au declarat uripilate de tot ceea ce primesc pe conturile lor de socializare și le pare rău de ce s-a întâmplat, dar și de cum a ajuns să decadă oamenii din viața lor. Ne este cunoscută rușinea lui Laurențiu. Nu am crezut niciodată că el este capabil de așa ceva. Păcat, căci l-am iubit enorm. Însă mama noastră ne-a învățat să stăm cu capul sus în viață și să nu alunecăm în lumea asta în care a alunecat tatăl nostru, Laurențiu. Vreodată, dacă va rămâne pe străzi din cauza amantelor, o să înțeleagă ce urât este să-ți bagi joc de familia ta și de copiii tăi și să ajungi să stai lângă păcat. Când prietenii din oraș ne-au zis că o cunosc foarte bine pe această fată, gură de aur, nu am crezut. L-am întrebat pe tatăl nostru, Laurențiu, dacă este adevărat și a jurat că nu există așa ceva, că el niciodată nu ar sta lângă așa femeie și că niciodată nu și-ar face familia de râs. S-a făcut de râs cumplit. Nu cred că se mai poate uita în ochii cuiva dintre noi. Îi datorează toată viața mamei noastre, să-i fie rușine toată viața pentru mizeria lui, au declarat fiicele Ana Mariei Prodan. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!